Salut, Lei! Voi face citirea pentru luna plină din Casa Schimbării, a Transformării. Se petrece pe 31 august la ora 4 și patru și 34 și în 7 grade și 25 de minute pești. Veți primi mai multe lucruri despre această lună plină, care în momentul când se produce este și acel aspect legat de Saturn. Luna va face conjuncție cu Saturn și opoziție cu Soarele. Haideți să vedem ce spune, ce veți primi în această lumină a lunii. O prințesă de monede, o persoană din anturajul vostru, tânără, care își dorește foarte mulți bani. S-ar putea să fiți și voi să vă doriți foarte mulți bani și să riscați. Dar după cum arată aceste cărți, este vorba de o persoană care are ascendent zodie lună plină în Capricorn, fiindcă avem aici semnul Capricornului. O persoană care riscă foarte mult dorindu-și acești bani și va pierde într-adevăr. Să vedem cele trei cărți. Una a sărit din pachet în momentul în care le amestecam. Iată, din nou, arcană majoră. O persoană pentru care voi aveți niște sentimente deosebite. Asul de cupe. Arătați această iubire. Revărsați această iubire peste această persoană. Dar s-ar părea că în același timp v-ați dori, aveți și un săgetător aici, poate să fie vorba de un bărbat sau de o femeie cu ascendent zodie, lună plină în săgetător, care are anumite idei față de această mare preoteasă. Voi sunteți cu aceste două persoane. Și arătați iubirea pentru ele. Aici este vorba de o femeie cu ascendent zodie, lună plină în rac sau în scorpion. O femeie care își arată sensibilitatea, romantismul, dar în primul rând este o femeie care deține cunoașterea. O femeie care știe să vă afle secretele, va face tot posibilul să vă afle secretele. Este bine să nu-i puneți secretele voastre la dispoziția ei. Această femeie s-ar părea că este față în față cu această săgetător sau bărbat săgetător. Este o persoană care tocmai vrea să studieze, să cunoască și să echilibreze forțele Capricornului cu cele ale Scorpionului. Deci, este un echilibru. Este dorința de a-și aduce o persoană în puterea lui sau a ei și, bineînțeles, vrea să ajungă într-o anumită poziție. Este o persoană foarte cumpătată, foarte echilibrată, dar această mare preoteasă, eu consider că trebuie să fiți foarte atenți și să nu vă puneți secretele la dispoziția ei. Oricât de mult ați iubi-o și oricât de mult ați arăta aceste sentimente pe care le aveți pentru ambele persoane. Haideți să vedem ce spun și runele.
puține și clare. Aceasta este o lună benefică, aceasta nu, aceasta nu, aceasta da. Deci, aici am putea spune, nu ați avut noroc, fie în relațiile pe care le-ați avut cu oamenii până acum, fiindcă aici arată lipsa de omenie a unor persoane care s-au implicat în viața voastră, dar nu aducând ceva benefic. Am putea spune din contră, având aspecte neplăcute. Și nu ați avut noroc de persoane care să aibă acest aspect, să fie oameni. Dar totuși acum s-ar putea să aveți o relație, o relație care nu neapărat vă duce spre căsătorie, dar poate să fie o relație bună, o relație care să vă aducă căldură sufletească, daruri, declarații, iubire, aspecte benefice, sau poate să reprezinte un moment în care vă doriți să intrați într-o afacere și veți avea o reușită, un aspect benefic, acest chenaz. Deci, este într-o poziție benefică, dar, așa cum am spus, trecutul rămâne în urmă și s-ar putea ca viitorul să vă aducă această căldură sufletească și aspecte benefice. Și voi aveți aici, chiar așa aveți aici, două persoane pentru care aveți aceste iubire pe care o arătați. Dar, așa cum am atras atenția, fiți atenți la Marea Preoteasă, nu vă puneți secretele la dispoziția ei. Cealaltă, Temperanță, cumpătarea, reprezintă într-adevăr cumpătarea, dar este o femeie care știe să își calculeze foarte bine și să analizeze toate forțele care intră în joc, toate interesele care sunt, să urmărească totul astfel încât să țină o situație sub control, să poate să echilibreze totul, să nu aibă surprize. Cam acesta ar fi aspectul, puteți să fiți și voi cei care vreți să țineți totul sub control și să aveți anumite îndoieli față de această femeie, Marea Preoteasă. Eu vă doresc numai bine, veți avea în această lumina lunii tot acest aspect și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!